Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Ca de obicei, lunea seara vă salută Florin Mureșan. Săptămâna sportivă începe, practic, seria de emisiuni pe care le avem de la ora 20:45 la Nord-Vest TV în fiecare săptămână. Lunea e dedicată sportului și astăzi o să vorbim în mare măsură despre fotbal. Fotbalul județean nu pare a fi intrat într-o vacanță totală, pentru că de fiecare dată, începutul lunii iulie, aduce adunarea generală la AJF cu foarte multe noutăți și cu lucruri interesante pentru mini-mondialul nostru, așa cum îi spunem noi, Ligia 4 și nu numai. Mai greu de adus în studio până acum, am tot avut, cred că vreo 10 promisiuni că o să-l avem alături de noi pe președintele AJF-ului. Uite, 11-a oră s-a nimerit. Domnul președinte Ștefan Silaghi, alături de noi, bine ați revenit în studio. Bine v-am găsit. E mai greu, cred că, să vorbesc cu papa în direct. Păi, dar de 10 ori m-ați chemat, 11 ori ați venit. Pentru că suntem 11 la terenul de fotbal. 11 ori așa a ieșit. Mă bucur foarte mult că suntem aici în studio. O să vedeți de altfel și înregistrarea primei părți a adunării generale până la punctul diverse, că acolo deja lucrurile s-au complicat și cameramanul meu nu mai știa juca tenis peste fileu. Dar până la punctul divers o să vedeți și adunarea generală. Până la urmă a fost o ședință cu foarte multe lucruri interesante dezbătute acolo și am putea să spunem că din nou se face un pas înainte cu această Liga 4 de elită. Deci Liga 4 a fost, cum a zis și dumneavoastră, împărțită în două categorii. Este Liga 4 Elit cu 14 echipe, Liga 4 simplu, care are o singură, deci două categorii, deci Liga 4 Elite o singură categorie de 14 și Liga 4 simplu sunt două categorii cu 12 echipe. Deci am dorit acest lucru important, cine vrea la amator, Liga 5 e un fel de open, joacă cine vrea. Deci acolo și acolo va fi două serii, pentru că dacă nu poți să pui într-o singură serie, că atunci nu poți să te... Deplasările o să fie foarte scump. Deci două serii va fi acolo și acolo, în funcție de cât se înscrie. Până acum avem în jur de 20 de echipe. Suntem județul cu, practic, după Timiș, cred, județul cu cel mai multe echipe la nivel de fotbal județean. Deci câștigul nostru este că Liga 4 Elite și Liga 4 Simplu este și cu echipe de copii și junior, aceeași categorie de vârste, juniorii A1. Deci primele două locuri din Liga 4 Elite va participa la fazele finale și campioană fiecarei serii A și B de la Liga 4 Simplu. Deci practic se câștigă un număr de echipe la junior, dacă... Față de anul trecut. Față de anul trecut. Câte se câștigă trecut? Șase echipe. Șase echipe de copii și junior, de iarăși avem mai mult. A fost o discuție acolo legată de copii și juniori. Unii au cerut să se renunțe la obligativitatea de a avea în teren cadeți. Sincer, înțeleg și părerea unora dintre echipe, dar în același timp cred că am fi făcut mulți pași înapoi. Din 99 sunteți președintele AJF-ului și știu că în ultima perioadă de vreo 6-7 ani încoace miza e pe copii și juniori. Cred că am fi făcut un pas înapoi dacă renunțam. Pentru că ideea asta cu folosirea cadeților, a juniorilor, a pornit din Satul Mare. Deci, practic, da. Cine știe. Federația a implementat această idee la vreo 3 ani după ce deja la Satul Mare, în 2001, parcă s-a implementat pentru prima dată ideea cu obligativitatea copiilor și juniorilor în teren. Așa este. Acum, din 99, noi totdeauna am avut un junior, totdeauna trebuia să fie pe teren. Pentru că din data de 2007 este finalitate și la junior, junior A1, așa se numește, aia a fost proiectul din Satul Mare, și s-a aprobat de atunci. Acum mai am eu tot un proiect pentru Federația Română de Fotbal ca să fie și pentru juniorii B1. Cum și ce, asta o să vă spun mai încolo. Da. Deci, practic, lumea nu știe, pentru că stăm departe de București, dar multe dintre ideile pe care la Satul Mare le încercam pilot aici, în campionatul Ligia 4, dacă s-au dovedit a fi bune, au mers mai departe. La Liga 3, de la Liga 3 la Liga 2, acum din nou avem junior obligatoriu. Trebuie să recunoaștem că n-am descoperit noi mersul pe jos, că și înainte de 89, Tibicic nu a fost junior obligatoriu în
echipa respectivă, ține minte, nu? Da, da. Tot așa s-a pornit și atunci erau idei de dezvoltare cu junior obligatoriu. Deci, până la urmă, cei de Liga 4 trebuie să înțeleagă că dacă nu îi atragi pe copii și nu încerci măcar să ai un element local acolo... Mă, ce s-ați văzut la adunare generală? Noi am argumentat, am vorbit, eu cred că s-au vorbit destul de mult pe tema aceasta și am și lăsat să se vorbească cât mai mult, să dezbatem acolo, să nu fie hotărârea mea, că și așa se zice că numai eu hotărăsc. Deci am lăsat să te hotărească, să spune părerea fiecare care a vrut. Și așa am ajuns la această decizie care, eu zic că asta aș fi dorit și eu, deci, dar nu eu hotăresc. Deci adunarea generală hotărăște și așa au rămas. Simțiți că se mișcă lucrurile la nivel de juniori în județ? Anul ăsta Livada parcă a câștigat campionatul. Da. Am văzut la Foieni niște echipe frumoase de copii. Careiu crește încet și îmi pare rău că... N-au echipă de seniori, practic, care eu și Negreștiu cred că ar avea potențial să... Încă se mai discută până la începerea campionatului, s-ar putea să se înscrie și ei în Liga 5-a cu o grupă de copii, ca să aibă cât mai multe jocuri, dar asta încă nu le știm, numai în date de 28, cum am zis și la adunare generală, prima ședință de biroul executiv va hotărâ când, cum și trage la sorți și atunci... Deci, practic, s-a mișcat ceva în anii ăștia cu copiii? Eu zic că s-a mișcat pentru că din Liga 4, cum am zis și la ședință, junior A1, noi am avut în Naționala României pe domnul Tillinger, care deja este la Olimpia, legitimat și făcut și contract, ca să nu-l pierd. Da, înțeles că e un copil foarte talentat, un soi de Rosel, dar trebuie să aveți grijă cu... Nu? Cam... Nu un soi de Rosel, eu... Ca exemplu, că nu ca exemplu, este același post da. Nici, dar ca exemplu și ca exemplu și ca vorbitor de limba maghiară și așa mai departe. Sunt multe toate se leagă, se leagă pentru acest băiat care, despre care am auzit doar vorbe frumoase și cei de la Lotul Național spuneau că dacă... Dacă băiatul deja s-a dezvoltat, a avut o mică problemă de sănătate acum în returul campionatului, dar dorim să-l... face parte din pregătirea Olimpiei mari o vară, dacă domnul antrenor o să fie de acord să-l ia, pentru că trebuie să se obișnuiască cu fotbalul mare. Da, asta a fost, că noi vorbim de juniori aici, asta a fost și oful meu, este unul dintre puținele lucruri pe care le-am reproșat fostei conduceri tehnice a Olimpiei, faptul că în play-out n-a încercat. N-am spus că sunt niște certitudini la nivel de juniorii pe care i-a avut noi echipa lui Cristi Popa și Mihai Sabău, dar măcar să-i fi încercat pe vreo 2-3 dintre ei, pentru că meciurile n-aveau miză oricum. A fost unul dintre reproșuri, că am și avut niște mici dispute la conferințele de presă. Dar asta a fost decizia lor, până la urmă s-a dovedit a fi proastă pentru club. De folosit s-a folosit, totuși. Eu zic, se putea mai mult. Se putea mai mult, pentru că ați văzut, și Bihoru a folosit, și... Mioveniu, la un moment dat aveau vreo 10 pe foaie și... De asta era în programul nostru, ăsta au trecut, da. Acum trebuie să punem baze la copii ce și juniori. Ce facem cu acei copii de la juniori? Ei mai rămân juniori sau de la Cristi Popa sau ce se întâmplă cu ei? Ai încă hotărârea definitivă, clubul Olimpian, că nu l-a luat, dar se preconizează să fie echipa a doua în Liga a treia sau în Liga 4, în funcție de... Va fi loc? Am văzut. Păi o să vedem, asta încă nu știm. În date de 28 suntem în puternici, dar nici n-aș dori să vorbesc prea mult despre acest lucru. Numai la copii și juniori. Acolo, la juniorii A1, adică la juniorii A și B, acolo se va lucra. Deci ultimul an este al lui domnul Popa și domnul Sabău, grupa lui, și aici... Da, au fost la un pas de a intra în semifinale sau să intre la următorul, da. Să facă următorul pas. A fost o echipă bună, au avut neșanse, ca să zic. Deci de așa. Când s-o și am făcut... văzut, i-am văzut și în Liga 4, adică au jucat cu ultimele etape pentru Olimpia 2. N-au făcut o rău până când i-a mai ținut benzina, pentru că la un moment dat au obosit să joci miercuri sâmbătă în ritmul ăsta. A, n-a fost nici acolo, de trebuie să joace cât mai mult. Da, asta e, mergem înainte. Am văzut niște copii extrem de talentați și la zona Careiului. Nu putem spune că nu avem talente la anumite nivele, nu? Și sunt destule cluburi care cresc copii și juniori. Era la un moment dat o idee că, și simt și eu acest lucru, având copii ceva mai mici,
Că deja lumea se gândește de două ori, ar trebui câte în fiecare cartier sau, mă rog, în fiecare parte a Someșului să ai posibilitatea de a-ți duce copilul, pentru că e greu de cât trecut podul, e timpul costă pentru fiecare și e, până la urmă, până pe la vreo 12 ani e bine că sunt vreo 4 sau 5 cluburi care se ocupă de copii. Este foarte bine și cu care colaborăm și să colaborăm în continuare. Pe lângă aceste lucruri, Somai se va intra la clasele 0, 1, 2 și 3, unde fiecare profesor de educație fizică își dorim să-l ajutăm, să venim în sprijin, noi să mergem în școli și să vedem aceste copii. Ei trebuie să organizeze niște competiții în cadrul școlii. Și de aici putem să invităm să participe la antrenamente organizate de Olimpia Satu Mare. Da, aici, ăsta e din anul de naștere 2008-2009 și așa mai departe. Da, am avut anul ăsta și echipă de gimnaziu, de fotbal calificată. A fost ultima anul domnului Varga, a ieșit la pensie. A fost echipa școlii calificată la faza națională și bravo lor, pentru că au fost singura școală normală, nu cu care are ore suplimentare de sport, care a ajuns la acest turneu. Deci, până la urmă, noi sperăm că la acest nivel copiii o să crească normal, nu? Și să aibă șansa de a juca mai departe un fotbal de calitate. Venind la JF, au fost niște modificări pe care le-ați dorit, unde ați vorbit de întinerirea staffului acolo. Mulțumit de cum se merge până acum pas cu pas, Covaș la arbitrii, Mazilu. Eu aș și nominaliza, cum am făcut și la adunare generală, l-am prezentat în anul trecut când am avut adunare generală de alegeri, v-am promis că va fi întinerire la fiecare comisie și la fiecare categorii de vârstă. Da. Deci primul lucru este, deci la în cadrul AJF-ului am înființat un nou post, director AJF, care este Mazilu Ovidiu. La secretariat am mai făcut iarăși o infuzie de tineret în persoana lui doamna Cerbănoiu Alexandra. Ex-Petreuș, ca să... Ex-Petreuș, da. Am făcut o comisie de informatică și statistică, unde e obligatoriu să avem... Aici trebuie să punem un accent mare. În persoana lui domnul Păduraru Valentin și Niri Levente, Comisia Juridică și Proiecte, domnul Bujor Ionuț, și tot în Comisia pentru Statutul Jucătorului. Aceeași persoană, pentru că este... practic acolo. Era nevoie, practic, federația acum vă obligă să aveți site. Și încă n-am închis. Deci în fiecare comisie, acum vine Comisia de Disciplină, unde iarăși o să fie... iarăși o infuzie de tineret. Și să ne uităm la Comisia de Arbitri, unde a fost spus din martie domnul Covaș Istvan, care deja s-a pregătit proiectul lui pentru ediția de 2014-2015. Apropo de arbitri, să spunem că am avut o promovare, nu neapărat la excepțional, ci după monitorizare de 2 ani a lui Covaș Sabolci la nivel de Liga 3-a și avem Coprivă Tomaș, nu? Coprivă Tomaș, da, ca și asistent. El a intrat prin examen și Covaș Sabolci a intrat prin monitorizare. De 2 ani de zile a fost monitorizat și acum și-a venit rândul să intre. 10 au promovat ca și monitorizat, el a fost pe locul 4. Da, bravo lui. Până la urmă, miza și acolo tot pe tineri. Unii vin până la anumită vârstă de plăcere să arbitreze și e nevoie de ei, pentru că sunt meciuri multe și chiar e nevoie de foarte mulți arbitri la nivel de județ. Acum să vedem, am înțeles că și ei vor face cursuri pe la școli, licee, încearcă să atragă tinerii mai deci mult spre acum, arbitraj. Asta depinde de ei, de aici poate să lucreze, au posibilitate, au șansă să-și afirmă. Cum doresc, e așa, bineînțeles, sub supravegherea Comitetului Executiv al AJF. Da, Covaș are și eu o primă delegare, nu putem spune unde, pentru că nu e voie, în Liga Campionilor. Bravo lui, prima delegare ca central, până acum era adițional, arbitru adițional, acum merge ca arbitru de centru în preliminare. E un prim pas pentru el, la 30 de ani încă, nu? Să fii propus pentru Champions League chiar și în preliminar, e un lucru important pentru el. Eu zic că dacă va avea șansă și va munci la fel de bine ca și până acum,
îl văd la un turneu final de campionat european sau mondial? N-am mai avut din 86 arbitru. Păi n-am avut, dar eu cred că dacă o să avem, o să avem din satul mare, da, în persoana lui, pentru că... Am avut un sădmărean care a arbitrat o finală de campionat european în 80 pe domnul Andercu. Da, ca și asistent. Asistent cu domnul Rainer. Da. Am văzut multe declarații și multe voci care spuneau că de mult n-am mai avut arbitri. Nu că n-am fi avut arbitri valoroși, dar asta a fost curentul. Noi ne tragem singuri în jos, știi? Ne place să... Da. Nu, cum iese unul afară, cum încercăm să ne dăm în cap singuri. Cam asta a fost din 86 încoace. Și la un moment dat, în 86, domnul Igna, țin minte că era cotat chiar ca cel mai bun arbitru de la Mondial și n-a arbitrat finala pentru că apucase să arbitreze Germania înainte și nu se dădea delegare. Deci acum încă două, trei cuvinte dacă am luat despre tinerii din arbitraj. În programul lui, să spun numai un lucru, al lui domnul Covaci, este din, dacă 1-2% din aia 38 de echipe, de juniori, termină școală de arbitri, deja putem să avem foarte mulți arbitri și luăm din terenul de joc, nu luăm din alte părți. E un lucru bun, ei lucrează, sunt tineri, vine cu un suflu nou și trebuie să-i dăm șansă. Da, e normal să se întâmple așa. La comisia de copii și juniori și acolo... Da, este domnul Zima și toți antrenorii care au terminat, care au categorii de B și A. Deci toată lumea face parte. Toată lumea face parte. E important și la comisia tehnică. Noi, când am început în 99-2000, țineți minte, după acea schimbare, tot da, aici în studio. Și atunci a fost așa de cald cum e și acum. Da, și atunci era cald ca și acum. Când mergeai la meciurile de juniori la Liga 4, nu găseai nici flaconul de apă pe bancă de arbitri un antrenor. Acum cred că e obligat antrenorul să aibă măcar o deci calificare, licența, da. Și, deci dacă am vorbit despre Liga 4 elit, asta va fi din toate punctele de vedere elit. Și anume, deci dacă ai datorie, în afară de că poți să eșalonăm datoriile până la sfârșitul anului, toată lumea să le plătească. Pe lângă asta, suprafața de joc, anexe, vestiare, apă caldă, apă rece, va fi obligatoriu. Ca și o noutate, este că terenul va fi omologat de către 4 reprezentanți din Liga a 4-a, elit, și cu un reprezentant din Comisia Tehnică, care cred că va fi domnul Potachi. El va merge, deci cine va hotărâ dacă pe terenul ăla se poate juca, tot se ei va juca, tot ei. Din cadrul, ei, deci da, nu, din nu dorim. Eu zic că e un lucru normal și... E și firesc. Te numești Liga 4 de elită, să ai condiții, să măcar nu toată lumea să fie ca la Orașul Nou, că dăm un exemplu, că sau poți să pui Dorolț, sau care are apă caldă, terenul bun. Dorolț, avem terenul bun. Și acolo deja s-a făcut... Ați vorbit și cu ceilalți primari sau cei care se ocupă, pentru că totul s-a făcut pe fonduri europene. Se ajută între ei, ajutați dumneavoastră sau... S-au mai ajutat, de asta nu, acum cu 5 ani s-au pornit ei, da, o mai ajut, am venit din partea și eu ca și la AJF, am avut un reprezentant la Federația Română de Fotbal care l-a ajutat. Eu cred că toată lumea așteaptă Liga 4 de elită, vor fi meciuri interesante, nu știu. Eu zic că acum așa zicem noi că va fi bine, dar ce va aduce viitorul vom vedea noi. Da, era în ultima vreme să intrase așa pe un, din păcate, după promovarea Olimpiei, campioana n-a reușit să meargă mai departe. Dar ca să merg și mai departe, să nu iau ca și exemplu și Corona Brașov, a intrat și acum a și dispărut. Deci trebuie să te gândești cum să, din punct de vedere financiar, că e foarte greu să ții o echipă în Liga 3-a. E greu. Cum va arăta, nu știu, ați fost la federație, cum va arăta Liga? Vi se pare normală împărțirea asta? Anul ăsta încă mai sunt două serii de Liga a doua, dar de la anul eu cred că va fi infernal. Nu cred că cu 22 de echipe poți să duci în România momentan un campionat de Liga a doua, pentru că n-ai nici bani din televiziuni. Eu, va fi mult mai costisitoare de, Liga a doua decât Liga a întâi. De discutat putem discuta, dar eu aș face altfel. Eu aș face 3 serii a câte 12 echipe, pentru că transport, cazare, masă, primele de joc și așa ar fi numai 22 de jocuri, primii să intre, numai campioană, de ce să intre direct locul 2? Asta nu înțeleg nici acum. Dar mă rog,
Asta e hotărârea federației, noi le respectăm. Da, nu știu, eu aș face 3 serii și aș face mai multe echipe din divizia C. Nu 6 serii, minimum 9 serii. Da. Și când care și juniori și eu altfel văd. Pentru că prima dată trebuie să faci echipe și îți după aia baza, să restructurezi. Da. Noi nu avem nici baza. Noi la nivel de Liga 3 se retrag în fiecare... Da, aia se retrag pentru că nu poți permite o deplasare până la Craiova te costă peste 12-13 mii. Și atunci mai dai și primele de joc și așa, nu știu cum o să putem să facem noi cu 22 de echipe în Liga 2. Asta nu înțeleg. Să merg la Constanța, intermediară trebuie să faci pentru că sunt 42 de jocuri, nu poți să faci. Vin acasă și după aia merg înapoi în București. Deci într-o săptămână vin la, merg, deplasez, nu știu cum. O să fii mai obosit ca și ăștia la Mondial în Brazilia. Nu, dar 42 de jocuri, câți jucători trebuie să ai în lot? Păi trebuie să ai minim mai mult, de două ori decât Liga 1. Nu cred că e ideea prea bună, dar mă rog, asta a decis federația, adunarea generală sau cine o fi decis. Trebuie să respectăm. Încă nu s-o hotărât 100%. Trebuie respectat. La Olimpia? La Olimpia o să începem data de 14. Până atunci, în această săptămână, se va hotărâ mai multe. Nu știu, că am văzut schimbarea lui Bodea, adică schimbarea lui Cicu Bodea, mă rog, a fost o hotărâre împreună sau... A fost o hotărâre a conducerii clubului, AGA a hotărât și Consiliul Director duce la îndeplinire. Atât. Vi se pare bună, rea? Sau eu zic că o schimbare trebuia făcută, asta e părerea mea. O schimbare trebuie făcut, nu are nimeni nimic cu fostul antrenor sau ceva, dar o schimbare deja trebuia să vină. Asta înseamnă că te rămâne în cadrul echipei, nu e nicio problemă. O să-i discutat. Acum rămâne de văzut cum va arăta lotul și așa mai departe. Nu? Cum va fi în continuare lotul și așa, asta în timp invitați pe domnul președinte și spune el toate. Da, până în 30 august când începe campionatul, multe se mai... Păi până când începe. Pot întâmpla, nu? Da. De-abia suntem la începutul lunii iulie. Cam astea ar fi noutățile legate de AJF. Liga a 4-a și a 5-a când încep? După... Deci Liga a 4-a am hotărât începe în date de 16-17 august. Elit. Da. Liga a 4-a simplu peste o săptămână și încă o săptămână Liga a 5-a. Dar tot se va da publicități în date de 28. Să vedem, 28. După ce se omologează terenurile fiecare, dacă am zis elit, că altfel nu se dă dreptul să participă. Zic aveți, eu. Aveți semnale? Nu știu, au fost 44 de echipe reprezentate la adunarea generală. Au fost semnale că n-ar vrea unii să meargă în elit sau... Da, nu am avut toată lumea. Toată lumea. 14, deci inclusiv Santău, nu? Până acum așa este. Acolo mai vedem. Cei doi noi promovați, ăsta o să vedem. Rămâne de văzut. Oricum, lucruri interesante și așteptăm să înceapă și noi în luna august să vedem ce noutăți aduce. Întotdeauna în jurul sărbătorii de Sfântă Mărie începe campionatul. Da, cam așa, totdeauna. Eu glumeam nițel acolo, spuneam că o echipă măcar să joace sâmbătă o dată în campionat, nu? Nu, deci dacă... Deci fiecare își alege când joacă acasă. Când joacă, sâmbătă sau duminică. Sâmbătă, duminică. Sau la înțelegere celor două echipe poate să joace și nu și mai. Odată pe campionat joacă, sâmbătă de Paști. Da, corect. Deci, da. Odată tot joacă sâmbătă, dacă e pică. Nu, dar, deci ca să putem rula și arbitrii aia bun totdeauna, deci ar fi bine să și sâmbătă jumătate să fie din jocuri sâmbătă și jumătate duminică. Și atunci ai putea dubla arbitri. Da, și atunci ai putea să faci o... Dar o să vedem după ședința care o să avem când începe pregătirea arbitrii și observatorii și acolo trebuie o restructurare fiecare și acolo va fi drupa de elit și la arbitri, fiecare și la arbitri, de-aia trebuie făcut anul trecut foarte bine au făcut adunare generală că au hotărât acest lucru să fie în mai multe categorii. Aia bună într-un loc, aia mijlocie într-un loc și așa între ei sunt jocuri tare, se poate dezvolta fotbalul. La elit, de exemplu, mergeți pe ideea de observator de joc și observator de arbitri? Sau deci, de în date de 28 și acest lucru va fi, deci pe etape hotărât. Nu pot să spun dinainte ce va fi în date de 28. Corect. Cu Consiliul Județean știu că aveți un proiect
Există șanse să vă sprijine? Eu în fiecare an noi facem datorie, îl trimitem și în funcție de posibilitățile Consiliului Județean sau Consiliul Local, să vedem dacă ne ajute să vină în sprijinul echipelor. Că au probleme financiare, astea totdeauna au fost și au multe datorii. Practic și echipele din județ sunt sprijinite de comunitățile locale. Majoritatea, mai sunt și din alte fonduri, dar majoritatea sunt. Da, ceea ce primesc sunt puține. Știu că Alba are cei mai mulți bani. Cine? AJF Alba are cei mai mulți bani veniți. Eu la AJF Alba se primește 2 miliarde în tur, 2 miliarde în retur din bani vechi. Deci 200 de mii și, deci în total, da, și 400 de mii. Au echipe mai puține, e și normal, pentru că și geografic vorbind acolo, zonele sunt mai puțin prielnice pentru fotbal, că nu găsești loc să faci. Deci ei primesc o venită în ajutorul ca să vină. Deci ei nu trebuie să plătească nici arbitri, nici transportul, nimic aproape, numai să se joace. Atâta trebuie să facă. Interesant. Baftă multă. În august, după adunarea, după întâlnirea biroului executiv, o să încercăm să îl avem și pe domnul Potoghi, cel care bănuiesc că va rămâne președintele Comisiei de Competiții sau Disciplină, ce se împarte în două și acolo comisia s-a împărțit în două. Deci era obligatoriu să fie, deci Comisia de Disciplină și Comisia de Competiții nu au voie să fie împreună. Deci așa domnul Potoghi, prietenul dumneavoastră, va veni. Domnul profesor Zoltan Potoghi și o să ne explice mai pendelete, tot ce se va întâmpla în campionat. Atunci va fi și tragere la sorți. Nu se știe încă cine joacă în prima etapă. Doar în 28 atunci se stabilește tot. Mulțumiri multe. O să vedeți adunarea generală în înregistrare în partea a doua a emisiunii. Dacă mai e ceva de spus? Eu zic că nu. Că am atins cam toate subiectele și baftă multă. Vacanță plăcută încă cât mai e până... deja vacanță nu mai avem, gata. La AJF s-a terminat vacanța, știu, dar pentru cei de la Olimpia încă până lunea viitoare. Până lunea viitoare. Vacanță, pe urmă încep și ei munca și baftă multă pe mai departe. Sincer, am avea, că tot vorbeați de corona, se vorbea și la noi de locurile 1-4. Am condiția, am avea aici, la cum arată terenurile și nu avem teren de antrenament iarna și așa mai departe, ar trebui să încercăm puțin tel și pe baze sportive să mergem. Dacă la misiunea următoare, când mă invitați de vreo 12 ori și poate treci, poate vin, putem discuta și de asta. Trebuie cel puțin 2 ore să discutăm. Da, minimum, numai de teren. Exista un proiect și cu federații ăsta, dar foarte multe e de făcut, să vedem că... Deci noi totdeauna avem în vedere și la federație și pe plan local mergem, dar realizările sunt mai puține. Din păcate. Mulțumim mult, domnului Stelaghi. Sperăm să nu vă mai invităm de 12 ori să veniți la 13-a. O să încercăm și înainte de începerea campionatului, chiar dacă o să mergem noi la dumneavoastră la birou, așa cum am mai făcut-o și altă dată, pentru că sunt multe lucruri pentru echipe de pus la punct și e de explicat. Oamenii trebuie să înțeleagă până la urmă ce se întâmplă cu această mare pasiune a lor. În județ, fotbalul naște pasiuni mari și trebuie să spunem lucrul ăsta. Ștergem cu buretele problemele legate de disciplină din sezonul trecut. N-au fost. A fost acel meci. A fost 2 sau 3, dar... Deci s-a discutat, rezolvat. O să vedeți la emisiune ce s-a discutat despre el. Echipa a fost exclus, asta e pedeapsa maximă, nu putem să dăm mai mari. Îi trimitem pe Marte. Se exilăm pe Marte. Încă o dată mulțumiri cu adevărul că pot, îl chemăm pentru 10 minute și poți vorbi și 2 ore cu domnul Silaghi. Ne revedem și lunea viitoare. Rămâneți însă alături de în săptămâna sportivă, continuă cu adunarea generală a JF-ului și câteva imagini apoi de la prima parte a acelui campionat mondial de jocuri scoțiene care a avut loc în weekend la Satu Mare. Toate cele. Bună ziua, domnilor membri afiliați la JF Satu Mare. Am dorit să lucrăm cât de repede, că și așa suntem în întârziere, că punctualitatea un pic nu a fost respectată. Dar altfel nu puteam să începem dacă să vă aduc la cunoștință la câțiva membri. Dacă nu suntem statutari, nu putem începe. Acum suntem statutari, câte?
44 de membri afiliați și trebuia 43. Deci noi începem de aici încolo, începem. Vă rog frumos să, să fim operativi și să terminăm cât de repede. Ordinea de zi o vedeți în spatele meu și trebuie să vă supun aprobării dumneavoastră. Fiecare membru afiliat care s-a prezentat a primit un plic în care este 3 culori și da, nu și abținere. Deci, așa ați primit. Cineva are cam așa ceva? Nu are? Are toată lumea? Ca să puteți vota, dacă avem ceva. Deci, prima dată supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi al adunării generale din data de 05.07. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Nu sunt. Deci, vedeți, acum primul punct. Alegerea a 3 membri pentru întocmirea procesului verbal. Deci noi ne-am pregătit. Aici, dar aștept și din partea dumneavoastră. Păi vă spun eu, deci eu propun pe domnul Pașca, pe doamna Șerbănoiu, nu știu unde-i, și încă pe cineva, spuneți-mi. 3 membri trebuie. Așa al nou statut. Delegatul de la Doroți. Delegatul de la Doroți. Dorești, domnul? Nu. Deci din cine îi face parte din birou executiv ar trebui să... Nu. Hai aici la întocmirea procesului verbal în zona aia. Haideți, domnul... Spuneți, încă pe cineva. Deci din birou, din ACP, puneți pe cineva. O să punem pe cineva, domnul Neichi. Puneți un arbitru, da. Deci domnul Pașca, doamna Șerbănoiu și domnul Neichi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Nu sunt. Cușcam cu tot. Deci, înainte de a da la punctul 2, aș dori să vă comunic câteva lucruri față de anul trecut. Anul trecut am avut 2 adunări generale, una de alegeri în februarie și una de ordinare din iulie. De atunci v-am promis la dumneavoastră că o să facem niște întineriri în cadrul AJF-ului. Pentru că, v-am spus, nu dorim să ducem până la bătrânețe acest lucru la AJF. Și anume. Deci noi facem înainte, deci să se lucreze înainte de a putea să dumneavoastră să votați pe altcineva în timp care urmează. Deci este așa, domnul Mazilu este directorul AJF-ului, deci o să preia niște atribuțiuni în cadrul cererii președintelui. Este domnul Covaci, președintele Comisiei Județene de Arbitri. Doamna Șerbănoiu, nu știu dacă îl cunoașteți pe aceste, nu? Domnișoara Petreuș și doamna Șerbănoiu. La secretariat. Pe lângă acest lucru am mai făcut 2, că federația ne obligă, avem la Comisia de Statistică 2 membri momentan, domnul Păduraru Valentin și Niri Levente. Dorim să-l site-ul AJF-ului să punem la punct de unde dumneavoastră o să puteți lua toate informațiile ce vă revine. Pentru acest lucru, că ei să poată să lucreze, cei doi domni, o să vă lasă și un număr de telefon, adresă de e-mail și tot, și dumneavoastră și cine lipsește, trebuie fiecare echipă să ne dea o adresă de e-mail unde vă putem comunica tot ce aparține pentru dumneavoastră. Deci să fie mai, nu mai tot venim, așa, stăm, deci toată lumea, bună ziua, domnul, nu poftiți? Deci întinerirea momentan s-a făcut și acum depinde, dar mai avem și în alte comisii puse, dar ăsta sunt foarte important. Nu sunt definitive, sunt ca să vedem cum poate să lucreze și după aia dumneavoastră o să decideți
dacă e bine sau nu e bine. Eu zic că e bine pentru că dacă nu facem o infuzie de tineret, o să venim aici până la bătrânețe, numai tot noi, tot noi. Acest lucru nu dorim. Deci tot ce am eu personal, ce am experiență, ce am acumulat, doresc să dau mai departe la acești copii tineri. Pentru că sunt capabil, asta vă pot asigura eu, dar să nu alegeam. Dar totuși, eu așa zic. O să-l cunoașteți, prin fiecare comisie o să fie pus pe site-ul AJF-ului și o să-l dau când ajungem la comisii, o să-l dau cuvântul ca să poată să vină să vă lasă adresele. Ca introducere, atât am vrut și acum trecem la punctul 2. Domnul Ziman, aveți cuvântul. Raport al Comisiei de Cenzori. În baza bilanțului contabil și a balanțelor de verificare a actelor primare, ce reflectă activitatea financiară a Asociației Județene de Fotbal, pe anul 2013, Comisia de Cenzori constată următoarele. Veniturile asociației, în sumă totală de 124.051 lei, sunt cele specifice activității desfășurate și au fost realizate cu respectarea statutului și a legislației în domeniu, cuprinzând următoarele categorii. Venituri. Venituri din cotizații, 84.752 lei. Venituri din contribuții, 1.064 lei. Venituri din dobânzi, 0. Venituri din surse bugetare, 20.000 lei. Venituri din diferență de curs valutar, 39 de lei. Alte venituri, 18.196 lei. În total, venituri 124.051 lei. Cheltuieli cu combustibilul 2.330 lei, cheltuieli cu obiecte de inventar 43.299 lei, cheltuieli cu materialele nestocate 8.640, cheltuieli cu energie și apă 5.480, cheltuieli de întreținere 320, cheltuieli cu chirii 576, cheltuieli de protocol 7.511 lei, cheltuieli cu deplasări 617 lei, cheltuieli poștale și telefon 5.293 lei, cheltuieli cu comisioane bancare 608 lei, cheltuieli cu servicii executate de terți 5.705 lei, cheltuieli și taxe 684 de lei, cheltuieli cu salarii 37.125, cheltuieli cu contribuții sociale 10.311 lei, alte cheltuieli de exploatare 634 de lei, nu de mii, cheltuieli cu amortizarea 11.108 lei, un total a cheltuieli de 140.241 de lei. Avem un deficit pe anul 2013 în sumă totală de 16.190 lei, care se datorează faptului amortizării și a reparațiilor. Și aici o paranteză, și datorită a slabei încasări de la dumneavoastră. Multe echipe au datorii la Asociația Județeană de Fotbal și vă rugăm cât posibil să mai depuneți și aici la noi din datoriile ce le aveți. Asociația Județeană de Fotbal nu desfășoară activități economice. Precizăm că la baza tuturor operațiunilor înregistrate în contabilitate se află acte primare legal întocmite, aprobate de președintele asociației și sunt respectate principiile de bază ale contabilității, motiv pentru care suntem îndreptățiți a considera evidența contabilă și bilanțul contabil reale cu reflectarea fidelă a situației financiare. Atât. Dacă aveți dumneavoastră ceva în legătură cu raportul. Aveți cineva ceva? Dacă nu, atunci iarăși supun aprobării.
Cine a fost pentru ce s-a citit pe aici? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Notați, vă rog. Raportul activitate în campionatul 13-14. Deci, câteva cuvinte fiecare comisie o să spună ce activități au desfășurat, unde sunt puncte pozitive și puncte negative. Cam atât. Deci, numai atât să vă informativ. Că restul o să-l găsiți după adunare generală, peste o săptămână, două, că ne trebuie un pic de timp. Și aici țin neapărat să vă mai comunic ceva. Deci, codul numeric personal al jucătorilor trebuie să ne apare. Nu o să-l folosim, deci aici, aia numai intern va fi, nu poate să iasă de aici nimic. Ca să nu mai fie legitimări duble și așa mai departe, dar suntem legați la, în toată țara. Deci mai puțin vreo 4 județe, Hunedoara, Olt și nu mai știu cine. Dar și ei o să aibă obligația să facă. Deci fiecare v-am dat eu aceste, v-am comunicat, să-mi trimiteți lotul de jucători cu codul numeric personal. Deci nu v-ați fi dat nicăieri. Noi răspundem de dumneavoastră dați și noi răspundem pentru acest lucru. Deci comisia, prima dată aș dori să începem cu comisia de arbitrii, nu cu comisia de disciplină, că domnul Covaci are un drum spre Vâlcea și trebuie să meargă mai repede. Dacă sunteți de acord să... Da, sunteți de acord? Bun. Ok. Poftiți. Și după aia o să vă spun comisiile care sunt. Hai că citi de dacă e. Ide. Bine, stați acolo. În primul rând aș dori să vă spun bună ziua. Este prima dată când mă aflu în fața dumneavoastră ca și în calitate de președinte al Comisiei Județene de Arbitri. Aș dori să spun niște cuvinte de mulțumiri la adresa fostului președinte, domnul Ziman Cornel, care ne-a sprijinit și ne-a ajutat în drumul nostru spre ligile superioare. Și acum aș dori să trec la activitatea noastră din perioada asta competițională, din momentul în care am preluat noi conducerea CJA-ului. Suntem din martie, împreună cu colegii mei cu care am lucrat, împreună cu Por Constantin, cu Mazilu Ovidiu, Neichi Sergiu, Costea Dănuț și cu Covaș Soboci, cu siguranță mare ajutor Mâncă, și cu Cerbănuiu Alexandra. Un foarte mare ajutor a fost domnul Teroc Zoltan din Carei, care este și este cumva președintele subcomisiei din Carei și care i-a strâns pe băieții din Carei și din Tășnad. Aș dori să vă aduc la cunoștință niște date. Anul ăsta am avut 15 cursanți, stagiari, din care 15 au luat examenele. În fiecare săptămână am ținut curs ba la sediul AJF-ului sau la Doamna Stanca, la liceul Doamna Stanca. Am organizat cursuri atât pentru observatori cu examen, cât și pentru arbitri. În fiecare odată am dat examen scris, video și am avut și teste fizice, cum ar veni. Ați observat și dumneavoastră că din acești 15 stagiari, foarte mulți au debutat deja și în Liga 5-a și în Liga 4-a. Rugămintea noastră la adresa dumneavoastră este să aveți răbdare cu acești copii, pentru că nu poți să crești un arbitru de pe o zi pe alta și cu siguranță o să mai comită greșeli, dar bănuiesc că fiecare dintre dumneavoastră acceptă o greșeală de la un om nevinovat decât să alimentăm alte bănuieli care nu și-au locul. Așa că rugămintea noastră este să aveți răbdare, pentru că dumneavoastră o să-i creșteți să ajungă la un nivel mai superior. Tot așa am avut 9 participanți la examene de la Liga 4 spre Liga 3 și un singur participant de la Liga 3 la Liga 2. Este vorba despre asistentul Costea Dănuț, care a avut rezultate lăudabile,
lăudabile, dar din păcate, având în vedere concurența foarte mare, n-a reușit să promoveze. Din Liga 3, după cum, din Liga 4 în Liga 3, după cum bine știți, am avut 6 asistenți, 2 centrali, Dragoș Bogdan din Carei la centru, Kovaș Soboș la centru, dintre care Kovaș Soboș a promovat, nu la examen, pentru că el a promovat la un curs, după un curs de monitorizare, a fost monitorizat timp de 2 ani de zile de către membrii Comisiei Centrale, fiind văzut de către mai mulți membri acestei comisii. La arbitrii asistenți a participat Copriva Tomaș, Copriva Jolt, Piroș Ovidiu, Costea Petre, Tăbăcaru Sergiu și Noi Sabolci, dintre care a promovat Copriva Tomaș, care vreau să vă aduc la cunoștință că a scris de 9,50, este o notă foarte mare, și a avut media generală de 9,22 și a promovat al 10-lea pe țară. A mai participat la un curs de monitorizare Șerbănoiu Alexandra. Din păcate n-a avut rezultate cele așteptate datorită faptului că a avut un timp foarte scurt ca să se pregătească, dar în continuare rămâne monitorizată și așteptăm ca și dânsa să urmeze să urce într-o ligă superioară. Împreună cu domnul președinte am căzut de comun acord că dorim să facem îmbunătățiri, atât dacă vine vorba despre echipament, pentru că, bineînțeles că și dumneavoastră ați văzut că arbitrii apar, unul apare în culoarea roșie, celălalt în culoarea neagră. Dorim să facem, deja am făcut comandă pentru un echipament. Eu știu foarte bine că majoritatea echipelor joacă acasă, aveți culorile roșii, albastre, noi o să avem o culoare neagră și o culoare verde fosforescent, ca să știți și despre acest lucru. O să avem și un training de prezentare cu sigla JF-ului și cu sponsorul care o să ne ajute în legătură cu acest lucru. Mai multe nu am de spus. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări sau orice legat de activitatea noastră sau în viitorul apropiat care urmează. Eu am câteva cuvinte. Vă rog. Deci trebuie să aveți răbdare cu acești, atât în conducere, cât și... Deci nu-ți dorim să deveniți dumneavoastră cobai și să vă învățăm. Nu. Nu acesta este esența. Esența este, v-am zis, trebuie să aducem tineretul înapoi cât mai mulți ca să putem alege din ei, să fie concurență. Că dacă tot acești oameni va arbitra până la 50 de ani, zic, nu mergem într-o direcție bună. Deci trebuie să avem un pic de răbdare. Nu dorim. Pentru aia eu am venit cu câteva specificări sau o să care pun și aprobării Comitetului Executiv la prima ședință. Că la competițiile care le organizăm noi, de exemplu, Liga 4 Elite, că așa aș dori să-l numesc, aici asta am uitat să vă spun la începutul discuției, deci va fi numit Liga 4 Elite, Liga 4 și Liga 5. Să nu mai mergem la Liga 6, că nu sună bine și așa ne-am gândit, nu sună bine, că după aia nu mai vine nimeni în zonă. Deși, care este și adevărat, deci Liga 4 am defalcat în două categorii, elit și Liga 4 simplu. Deci de-aia facem. Deci dumneavoastră trebuie să aveți răbdare la acești copii. Este și o direcție din partea Federației Române de Fotbal. Deci încă nu o dat în scris, care eu am fost la adunare generală și am ținut neapărat că înainte de începerea campionatului, totdeauna se ne deie ce cerințe au ei, nu în ultima săptămână, să ne trimite pentru baraj ce care sunt condițiile. Zic că nu-i corect, nici nu trebuie luat în considerare. Pentru că începem campionatul într-un fel, trebuie să, în timpul mersului, nu mai schimbă nimic. Asta am avut eu discuția la Federația Română de Fotbal în cadrul AJF-urilor. Prezent a fost toate conducerea FRF-ului. Și am înțeles acest lucru. Să ne dea înscris care e direcția programului de întinerire. Că momentan acolo am mers și ca să vă fac o
mică paranteză. Deci la ordinea de zi, care n-am fost eu mulțumit, la copii și juniori nici nu a trecut. Deși noi am cerut acest lucru. Din timp, nu putea să spună. Deci prima dată se punem la punct copii și tineri și după aia mergem mai departe. Ca și dacă aveți ceva să spuneți despre activitatea depusă în acest mini-retur, să zic, din cadrul Ligii a 4-a și returul normal din Liga a 5-a. Știu că au fost probleme, sunt și o să mai fie. Bineînțeles, în sensul ăsta știu toți. Țelul nostru este să creștem cât mai mulți tineri și dumneavoastră, dacă puteți sau cunoașteți oameni de orice vârstă până la 45 de ani, puteți să trimiteți să-i îndrumați spre arbitraj. Țelul nostru este să creștem cât mai mulți arbitri ca să ajungă la Liga 3, Liga 2, Liga 1. Sunt de ce? Ședință. Ședință. Din păcate a plecat Kedie Sherwin, știți foarte bine, care a fost arbitru în Liga 3, 10 ani de zile. Am pierdut un loc, cum ar veni, dar după un an de zile am recuperat prin promovarea lui Kovács Szabolcs. La asistenți, tot așa, a plecat domnul Puol și domnul Glazer Janos, dar a revenit în locul lui Costea Dănuț. Următorul țel al nostru este să creștem încă un arbitru asistent ca să avem aceeași număr de arbitri ca și cum am avut în anii precedenți. Suntem o zonă defavorizată, suntem foarte departe de București și, cum bine știți, este mai greu să ne vadă decât dacă am sta aproape de capitală. Raport de activitate pe anul competițional 2013-2014 a Asociației Județene de Fotbal Satu Mare. Asociația Județeană de Fotbal este o structură sportivă de drept privat care își desfășoară activitatea în conformitate cu legea educației fizice și a sportului din numărul 69/2000, cu modificările și completările ulterioare aduse în baza hotărârii Guvernului numărul 884/2001, pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor legii 60/2000. În perioada iulie 2013-2014 au fost legitimați la această structură 542 de jucători, dintre care 330 de jucători care activează la nivel de copii și juniori. În campionatul de fotbal Ligii a 4-a 2013-2014 au fost înscrise 32 de echipe de seniori și 32 de echipe de juniori. Seria A a fost câștigată de AS Victoria APA, iar seria B a fost câștigată de AS Someșul OAR. Finala campionatului APA OAR înclinându-se cu scorul de 2-1 în favoarea echipei din Someșul OAR, care a devenit astfel campioana județului. În campionatul de fotbal Ligia 5-a 2013-2014 au fost înscrise 24 de echipe de seniori, cele două serii fiind câștigate de Vulturii Santău, seria A, respectiv Șoimii Mădărați, seria B, acestea obținând promovarea în Liga 4-a Elite. Felicitări acestor două echipe. Referitor la acte de indisciplină petrecute pe parcursul sezonului 2013-2014, cele mai semnificative în mod negativ ar fi incidentele dintre două jocuri care au fost așa în mare, jocul Dara Arsenal Betis, deci spunem că n-a fost împotriva arbitrajului sau arbitrilor, deci a fost o ieșire a unor doi jucători și câțiva spectatori care au pătruns la sfârșitul jocului și au agresat jucătorii echipei oaspete, dintre care s-a ales și cu spitalizare, mă rog. Și pentru treaba asta, echipa Dara a fost exclus din competiție și jucătorii respectivi au fost suspendați câte un an de zile din activitatea de fotbal. Alte evenimente disciplinare majore împotriva arbitrilor, putem să spunem că nu au fost mărunte, nu pot să spun că nu, dar hai că poate că tindem spre un drum bun. Să lăsăm arbitrii să arbitreze, să-și vadă de treaba lor. Nu crezi că cineva sau careva arbitru este tendențios împotriva unei echipe sau
așa ceva. Presupun că nu este, că nu se face așa ceva. Jucători, așa cum sunt probleme în disciplină, bineînțeles, au fost și care probabil vor mai fi, dar cât mai puțin. Legat de, o secundă și termin, că știu că îmi trece timpul, Tunaș Roșu. Deci, în legătură cu domnii delegați a echipelor, vă rog insistent foarte mult, haideți, întrebați-ne și să ne consultăm în completarea rapoartelor de joc și de toate ce atribuții vă revin în timpul înainte, în timpul jocului sau după. Legat de contestații, legat de evenimente care nedorite, în momentul când se întâmplă ceva, vă rog, veniți la ședință, faceți un raport suplimentar, nu acolo pe foaia de arbitraj, că nu acolo trebuie să faceți mențiunile respective. Veniți și relatați-ne, că de multe ori apar niște lucruri care, nu că neadevărată, dar vine cineva și spune că băi, la jocul cu tare a fost lovit arbitru. În raportul arbitrului și a observatorului nu apare nimic. Dar dacă dumneavoastră veniți cu documente sau cu un raport suplimentar, atunci putem să analizăm, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Dar dacă nu veniți, să nu aveți pretenția să o rezolvăm noi. Deci, încă o dată, vă rog, contactați-ne, vă ajutăm, dacă trebuie, în fiecare adunare generală spun treaba asta, că suntem dispuși să vă ajutăm în binele dumneavoastră. Multe jocuri s-au câștigat la masa verde, cum se spune, cu folosirea jucători cu altă identitate sau falsuri sau ceva, dar dacă este într-adevăr susținut și formulat corect contestația și toate celelalte. În rest, vă doresc un campionat care urmează bun. Sperăm acum cu noul sistem elit, deci vârfurile, să ajungă acolo unde trebuie. La anul, da, ne ajută cel de sus și promoveze echipa care câștigă și reprezintă județul. Am avea nevoie de echipă de Liga 3-a. Și sperăm, asta e menirea AJF-urilor, deci din campionatul județean să promoveze o echipă și să reprezinte județul. Asta e părerea mea. În rest, vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Deci, în completare ce a zis, pe lângă aia, ca să intre în Liga a treia, este să tinerii să se îndrepte spre eșalonul mai superior. De exemplu, cum avem Olimpia, acolo trebuie să ajungă copiii tineri, zic eu, să nu fim nevoiți să apelăm la o altă categorie din alte județe. Și acolo trebuie să vă aduc la cunoștință la Olimpia. Deci, toți copiii care imediat vine comisia de junior, înainte de, ca și prefață, înaintea domnului președinte Ziman, deci toți din ianuarie se lucrează împreună cu LPS, Olimpia și Asociația Județeană de Fotbal prin mine, pentru toate categoriile de vârstă, de la 95, cum a început ultimul an de juniorat, până la 2008. Asta înseamnă o muncă foarte mare, tocmai pentru ca să fie cei mai buni, cum am făcut în Liga 4-a. Cei mai buni au mers la elit, momentan care sunt cei mai buni. Și restul, fiecare să-și aibă locul lui. Cam ăsta am dorit noi să-l urmăm. Am încă la feritor la domnul Poatachi ce au zis, îmi cer scuze că iarăși revin. Deci pentru violența în sport. Acum vreau să vă aduc că am avut să comunicați din timp. Dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ceva foarte grav, atunci ar fi bine, nu numai arbitrii și observatori, că ei aduc rapoartele până marți și toată lumea deja știe despre el. Și conducătorii să anunțe AJF-ul că s-a întâmplat ceva și ce măsuri s-au luat. Că la rândul nostru trebuie să participăm la Comisia Violenței în Sport, care este sub egida prefecturii. Și acolo este o comisie unde particip și eu și numai
primim câteva lucruri care nu din vina noastră, deci eu nu vreau să mă scuz aici, dar trebuie să învățăm din acest lucru, să comunicăm din timp. Pentru acest lucru, eu în comitetul executiv o să am format deja o comisie împotriva violenței în sport. Deci va fi o comisie unde o să dumneavoastră și prin site și prin personal o să vă fie comunicat cine e președinte, cine sunt membrii și acolo direct trebuie și arbitri și conducătorii. Deja să avem părerile a dumneavoastră și a arbitrilor și a observatorilor. Deci deja de la prima ședință, că la rândul nostru, eu trebuie să anunț mai departe prefectura, în scris. Deci dacă dumneavoastră nu veniți, că nu pot să fiu la 40 de jocuri, dacă nu comunicați, arbitru mai uite. Dar cu asta noi n-am făcut nimic. Eu trebuie să mă duc și mai sunt aici și alți reprezentanți care participă la aceste ședințe și o să avem probleme. Nu avem nimic de ascuns, absolut nimic. De-aia am făcut acest lucru. Trebuie să specific acest lucru pentru dumneavoastră. Cam atâta și dăm cuvântul la domnul Ziman, la președintele comisiei. Da, poftiți. În cer scuze, poftiți. În legătură cu incidentele petrecute la dar, în numele comunității pe care o prezint eu, vreau să vă spun că ne pare rău că cele s-au petrecut în Dara, dar o să încercăm să nu se lasăm pe chestii de astea, că nu este frumos din partea niciunei echipe să se întâmple așa ceva pe terenul de sport. Dar chiar încă am zis domnul conducător de la echipa de Cuvântadară, că și lor le pare rău, acum jucătorii, cei care au provocat toate aceste chestii, sunt suspendați, sunt așa luat pedepsele. Eu cer scuze și pentru față de colegii de la Betis, că nu-i frumos două sate aproape vecine, numai să o mășui de spate să se întâmplă așa ceva. Mulțumesc! Aceste lucruri deja domnul Vințe și în comitetul executiv a spus și eu îi mulțumesc că am uitat să spuneți și pentru domnii membri afiliați. Poftiți, domnul Ziman. Bună ziua tuturor invitaților. Am să dau citire raportului de activitate pe sezonul 2013-2014 a Comisiei de Copii și Juniori. În acest an competițional am avut un număr de 7 competiții. Juniorii A1, unde am avut 32 de echipe participante, campioană ASE Livada, Junior C, un număr de 8 echipe participante, campioană LPS Satu Mare, Junior D, 8 echipe participante, campioană LPS Satu Mare, campionat de juniori E, 7 echipe participante, campioană Primavera Satu Mare, Cupa Hagi Danone, un număr de 6 echipe participante, campioană LPS Satu Mare, campionat de junior G, 6 echipe participante, campioană juniorul Satu Mare, campionat județean de junior F, 7 echipe participante, campioană Primavera Satu Mare. În continuare aș dori să semnalez câteva puncte pozitive care în acest an competițional putem spune că la nivelul celor mai mici competiții de copii și juniori am reușit să premiem de la loc 1 până la ultimul loc. Fiecare copil participant a primit câte o medalie. Iar tot ca și puncte pozitive, a spune că avem peste un număr de 1500 de copii legitimați la acest nivel. Ca puncte negative, aș dori, mai bine zis, să fac o propunere către dumneavoastră și către acele cluburi care participă în aceste competiții, deoarece în acest an competițional am avut câteva probleme legate de organizare și o mai bună legătură aș dori ca să o avem din următorul an competițional între Comisia de Copii și Juniori și Comisia de Arbitraj. Aș dori să fac o propunere către dumneavoastră ca din următorul an competițional, pentru a evita aceste lucruri negative,
să încercăm să dublăm baremul de arbitraj la nivel de copii și juniori, să încercăm să asigurăm un observator la fiecare joc. Și spun aceste lucruri pentru că, totuși, baremul este de 10 lei, vă dați seama, avem multe baze sportive care se află chiar la ieșirea aia din oraș, în diferite locații, unde, vă dați seama, cheltuiala unui arbitru să ajungă la aceste jocuri e mai mare decât ajunge să își câștige acest barem de arbitraj. Iar în continuare aș dori ca la juniorii A1 să facem o premiere pentru echipele clasate la finalul competiției. Este vorba de locul 3, echipa din Cămin. Avem un reprezentant. Vă rog frumos să veniți să primiți. Locul 4, iar locul 4, Căpleni, echipa din Căpleni. Fortuna. Mult succes în continuare. Rămâneți, că aici ai băiat. Ne-mi dau gorgetă. Câtă gorgetă e aici? Băiat. Da. Iar titlul de golgeter al campionatului de juniori A1 este jucătorul Varga Mate de la AS Fortuna Căpleni. Dacă este aici, nu este. Da. Deci de-aia am zis să rămâneți dumneavoastră, ca să nu mai faceți două drumuri. Da. Și încă o am zis în limba care trebuie. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă doriți sau dacă sunt Vasile, unde anumite vorbești probleme care doriți să le ridicați dumneavoastră, nu? Vă sunt la dispoziție. Dacă aveți ceva, spuneți. Iarăși, în concluzie, că ați amintit câteva lucruri și țin neapărat să... Aici aveți dreptate, că baremul de arbitraj nu numai la această categorie de copii și în ligile care au fost. Deci de vreo 6 ani nu s-a schimbat nimic, deși prețul, cred că la carburant s-a dublat. Dar nu aici doresc să ajung. Aici la copii, într-adevăr, 10 lei, aia am zis la toți membrii comisiei de junior, o să-l fac ca să ajungă la un, poate nu chiar atât, că va fi și observator, dar o să, că nu-i mare suma, care a fost, că putem dubla, că 10 lei au fost, putem dubla, va fi 20 de lei. Dar poate nu va fi 20, va fi numai 15, deci 50% tot ați câștigat ceva, ca să... Păi, n-aș dori să vă spun și o altă direcție, cum am gândit, ca să vă dau răspuns și la dumnealor și pentru dumneavoastră. Deci, care au mers, aia au fost și sâmbătă și duminică și am trimis și pentru așa ceva, deci ca să mai echilibrăm cum ai fost. Dar e foarte greu, ba nu are timp, ba, dar nu vreau să ajung eu aici. Nu m-am vrut să-i dau. Observator, da, acolo, la copii și juniori, mai ales la fiecare categorie de vârstă care organizează Asociația Județeană de Fotbal prin Comisia de Junior, unde sunt meciuri. Rugămintea mea este acum pentru dumneavoastră. Deci anunțați Comisia de Arbitri că dumneavoastră știți, uite, la Carei cu Kinder, cu nu știu cine, este un derby preconizat. Acolo o să trimit de prima dată observator. Sau trimitem observator prima etapă ca să dăm o ton de seriozitate la acestei competiții, care va fi suportat din partea JF-ului, prima dată. Deci ca să la copii cât mai puține cheltuieli să aveți ca să puteți veni. Deci cine, și acum spun, cine dorește să
participe la campionatul de junior are reduceri prima dată chiar 100%. Deci dacă dumneavoastră veniți carnete, deci unul care nu există echipa aia, acum mâine, poi mâine va fi o echipă de exclusiv numai pentru copii și junior, pentru ei carnet, viză și acest lucru va fi 0 lei. Ca să putem să vă ajutăm. Deci cine dorește să participe și din Liga 4-a, dorește să participați la juniorii C, puteți veni să faceți carnete și dacă cine se înscrie, ca să știți. Ce mai vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră este campionatul dorim să începem într-un cât mai repede și la junior. Ca să nu mai jucăm noi pe terenuri din aia unde copiii primesc sărăcesc și alte lucruri unde nu sunt condiții. Deci dorim să începem cât de repede. Pentru aceste lucruri vă rugăm insistent să le înscrieți cine dorește să vă înscrieți în campionatele ce organizăm noi. Cine are echipa, aia știe despre ce este vorba. Cine nu are, aia aș fi fericit dacă ar veni și să se înscrie cu încă. V-am zis, o să, cine are, dorește să se înscrie cu copii și junior, are facilități. Zic eu, destul de consistent. Zic eu. Nici măcar formularul, cine nu are, nici măcar formularul de planetul de legitimare care noi trebuie să cumpărăm și aia o să fie pe nimic. Pentru că dacă nu numai de vorbit aș dori despre copii și junior, trebuie să facem toți, de-aia zic eu, toți și cum ați făcut și până acum, pentru că avem totuși 32 de echipe de junior, am avut și acum o să avem 38. Nu degeaba, vă spun sincer, că trebuie să ai și noroc să, din Liga 4 A1, să ajungă în Naționala României. Nu cred că s-a mai întâmplat undeva în țara asta. Și este vorba despre Tillinger, care a venit de la Căpleni, să știți. Deci este Naționala României la 15-16 ani, trebuia să învățăm un an de zile curs de limba română ca să poată să meargă. Asta ca și o plumă. Da. Acum, următoarea comisie ar fi fost comisia tehnică, dar întrucât domnul Cionca a avut o problemă de sănătate și este în spital acum. Îi dorim o sănătățire grabnică pentru dumnealui. Deci fac 3-4 minute o prefață pentru Liga 4-a Elit. De anul trecut, dumneavoastră ați hotărât și noi am dus la îndeplinire pentru a îmbunătăți calitatea jocurilor și în condițiile în care se joacă aceste jocuri, mă refer la terenul de joc, la vestiare, anexe, gard împrejmuitor, seriozitate și alte lucruri care, dacă se zice că e elit, atunci aș dori să, dacă este elit, atunci și componența acestei, cine reprezintă Liga 4 Elit, trebuie să fim, cum se spune, de elită, nu? Așa. Hai să luăm, eu aș dori pentru omologarea acestor terenuri, vin cu o propunere în față dumneavoastră, nu comisia de competiții va omologa aceste terenuri. Și din partea dumneavoastră, acolo este în stânga dumneavoastră, sunt 14 echipe, dumneavoastră o să doresc să nominalizați, dacă nu doriți acum, prin reprezentantul dumneavoastră în Comitetul Executiv, domnul Vințe, spuneți că domnul de la Orașul Nou, domnul Bute, sau cine doriți dumneavoastră, eu v-am zis, să mergeți să omologați terenul cu un reprezentant al Comisiei de competiții și omologarea a stadionelor, bazelor sportive. Că și așa ceva dorim să-l facem. Deci Comisia împotriva violenței în sport și omologări baze sportive. Cam așa ceva s-ar numi. Dar acum dumneavoastră o să-l hotărăți ca să nu se spună că uite, v-a mers aia și uite ce teren m-a omologat aici. Dar dumneavoastră, dacă considerați că poate să joace pe acest teren, atunci
Dumneavoastră jucați, nu eu joc. Eu nu doresc. Numai aduc la cunoștință fiecare, pentru că suprafețele de joc, de ce vrem? Suprafețele de joc atât în Liga 4-a Elit și Liga 4-a trebuie să fie în condiții minime, să poată să permite circulația mingii. Pentru asta trebuie să facem, să tundem terenul, să tevălugim când în când. Foarte multe lucruri e de făcut. Atunci și calitatea jocului va fi bună. Vă spun, din, ca și jucător vorbesc acum. Dacă dumneavoastră ați făcut niște eforturi și mergeți într-o localitate, o să vă dau cuvântul imediat. Deci, și ați lucrat pentru a face baie tot în regulă și când mergeți în alte localități, acolo nici măcar jumătate nu se primește. Nu-i corect. Vorbesc de elit. Celelalte lucruri în care dumneavoastră știut la ce vă referiți, că condițiile, v-am spus anul trecut, că trebuie să îndepliniți condițiile. De-aia zic, tot dumneavoastră o să-l omologați terenurile. O să faceți parte din comisia de omologare, nu-i nicio problemă. În legătură și cu finanțele trebuie să fim elit. Și anume, cine are datorii, nu deodată, că acum aveți alte și alte lucruri de făcut, și aceste lucruri știm, să zic, în decursul acestui an, o să iau fiecare echipă, eu și cu staful, și vedem, facem o eșalonare. În luna august începe campionatul, nu trebuie să dați, sau dați numai puțin. În septembrie deja începem mai mult și așa mai departe. Dar care, atunci, sub semnătură, trebuie să, și să le respectați. Deci, un pic din partea, din punct de vedere financiar, un pic să fim și pentru AJF, pentru că sunt foarte multe cheltuieli și aici în zonă și nici aia nu-i corect, că unul plătește, aici asum eu vina. Deci unul plătește și cealaltă nu plătește. Deci trebuie să facem și aici un echilibru, aici asum eu responsabilitatea 100%. Vă spun sincer. Deci dar aici eu sunt de... Dacă găsim un vinovat, aici eu sunt. Nu mai trebuie să spun că am făcut. Nu, aici eu sunt. Tocmai în acest cursuri anilor, fiecare echipă a avut o problemă. Astăzi e financiar destul de bun, anul următor nu prea și așa, dar fiecare așa în an de an a avut o problemă. De-aia am zis că eu am venit, că dacă am lăsat pentru 1, 2, 3, 4, păi las și pentru următorul, 5, 6, că mai mulți sunt aia care au probleme, dar față de oamenii aia care sunt la zi, asta spun eu acum, ca să încerc să repar ceva, o să fac niște facilități eu dacă pot, nu din bugetul AJF-ului, ci din alte locuri. Asta vă spun și acum. Da. Deci acum, primul lucru ar fi să cădem de acord cu data începerii campionatelor, cum ar veni. Luăm prima dată Liga Elit 4, Liga 4 Elit. Eu m-am pregătit, m-am uitat în calendar, dacă aveți, domnul Pașcă, luați de undeva un calendar, să am aici în față. Deci începem în date de 16-17, atunci fără, deci nici o etapă, miercuri nu se va mai juca. Numai un pic, numai dacă cele două echipe se înțeleg. Atunci și comisia de competiție o să fie anunțată. Atâta trebuie să fie. Deci dumneavoastră, deci jucăm în sfârșitul săptămânii, toate, inclusiv Cupa României doresc. Nici măcar la ce acolo trebuie să dăm seriozitate, că nu am timp, merg cu juniorii, nu. Deci începem în 16-17 august, terminăm în 9 noiembrie, fără. În 16 noiembrie jucăm prima etapă de cupă, înțelegeți? Și în 23, dacă ne permite timpul, mai facem o etapă de Cupa României. Deci la sfârșit de săptămână, că știu că ăsta ați avut problemele, de-aia s-au făcut și așa puține echipe, ca să nu mai fim 16, maximum 14, că cu 16, dacă avem la să dăm campioană care federația, cum lucrează federația, noi nu putem, eu trebuie să vin în fața dumneavoastră și să spun
ce s-a hotărât acolo și nu-mi dă nimic în scris. Dar asta este în proces verbal la federație în care am discutat acum. Deci, noi trebuie să fim înștiințați de la început în ce direcție mergem, care sunt condițiile și cum doresc. Deci, dacă sunteți de acord că Liga 4-a Elite să înceapă în date de 16-17, sau dacă aveți alte păreri, spuneți-ne și o să supun la vot. Deci deocamdată fac eu 16 să văd, să consult și sala. Cine este pentru a începe campionatul? 16. Deci, bun, ok, împotriva, mai bine așa, împotriva este cineva? Da. Ok. Ca să, mulțumesc, tot sosit și domnul Bujor Ionuț, deci președintele Comisiei Juridice și Proiecte, și o să aleagă cei doi, suntem în discuții, deocamdată nominalizări avem, mai avut pe domnul Fabian care a lucrat aici în cadrul AJF-ului, doresc să revine ca la măcar știe despre ce pulsul dumneavoastră cunoaște. Deci de aici încolo orice probleme, nu acum, nu de mâine, după ce ne punem la punct cu site-ul federal, puteți apela la orice, ce e, care sunt condițiile de transfer, așa mai departe. Da? Mulțumesc că ați sosit. Mă împrășteați pe aici. Ca să continui mai departe, Liga 4-a, simplu, pentru că sunt două serii A12, să începem cu două săptămâni mai târziu. Ca să terminăm tot în data de 9. Să vă spun și de ce, că atunci Cupa României, dacă nu-i terminat, degeaba ați terminat Liga 4 Elite, nu pot împerechea. Așa, amândoi începem în 16-17, în 30 august începe Liga a 4-a și atunci Cupa României putem să facem două etape în 16 și în 23 noiembrie.